Forfotă mare a fost astăzi și în piața, acolo unde moldovenii au dat buzna pentru a face ultimile cumpărături înainte de Crăciun. Cum prețurile au crescut foarte mult, unii ne-au spus că au făcut toate calculele ca acasă, ca să fie sigur că nu depășesc bugetul. De sărbători? Da. Ce vă gândiți să cumpărați? Ne uităm și la buzunari, ne uităm și la prețuri cât mari și nu știu. Ce ați luat deocamdată? Cărniță, legume? Am luat niște crenguști de 58 de lei, atâta. Vă orientați cei mai ieftin? Da, după mai ieftin, cam nu-i prea bun, că e ieftin, da, de-am după ființăia noastră. Ce ați luat deocamdată? Deocamdată am luat. Ce am luat? Deci nu uităm ce am luat. Am luat cărnițe, mandarine până când și ne uităm să cumpărăm ceva din legume. Sărbătoriți pe stil nou? Da. Văd că aveți pungile încărcate. Ce ați reușit să cumpărați? Gribi, carne. O bucată de carne ați luat? De porc până și nu, că e de grabă. Vreau miercuri viitoare să vin mai aproape de... Când am să iau pe de anul nou. Dar am acasă, ne-am cumpărat de înainte, când era mai ieftin o leacă. Prețurile cum vi se par? Bat la buzunar? Bat încă bine la buzunar, la noi, la pensia noastră. Și dacă unii ne-au spus că fac calculele pentru fiecare sută de grame pentru a nu depăși bugetul, alții susțin că nu se mai uită la preț când poftele sunt mari, iar Crăciunul, iată, bate la ușă. Văd că aveți sacoșile pline. Ce ați reușit să cumpărați? Așa, niște cărniță fumată, niște dulciuri, pește. Ați făcut totalurile. Cât v-a costat? Ei, cum să vă spun, totalurile am să le facem acasă. Dar nu jertfiți pentru masa de sărbătoare? Nu, desigur, după sărbătoria e toată an, nu? Ați stabilit suma în care trebuie să vă încadrați? Nu, e complicat de stabilit, pentru că sunt și niște pofti, sunt și niște necesități și vrei să corespunzi într-un fel, dacă ai niște oaspeți, că știți cum e moldovanul. Trebuie să ai de toate pe masă câte un pic. Dar prețurile, cum să vă zic, ele sunt așa ca la toată lumea și ca peste tot. Mari pretenții nu avem la asta. Timp așa-i. Pentru ceva bun, jertfiți și mai mulți bani. Da, sigur că da. Dacă e sărbătoare, trebuie să fie așa. Pe de altă parte, comercianții s-au plâns că din cauza prețurilor mari au puțin cumpărători. Am găsit însă și vânzători mulțumiți. Bineșor sau nu în ajun de Crăciun? Cam rău. Prețurile sunt mari sau mai mult sărbătoresc pe vechi? Cele vechi, care au fost acelea și au rămas. Cum merg astăzi? Prețurile sunt foarte mari și nu-i posibilitate, lumea să permită. Am înțeles. Dumneavoastră, cum sărbătoriți? Pe stil nou sau pe stil vechi? Dacă ar fi bani, să sărbătorim și acum și atunci. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Păi prețurile sunt mari, bani, nu, lumea nu e acasă, trebuie să-ți duci. Ați reușit să vindeți ceva astăzi? Nimic, sunt. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că în acest an moldovenii vor cheltui pentru produse alimentare cel puțin 45 de miliarde de lei, iar 15-20% din toate produsele procurate nu vor mai ajunge să fie consumate. Ioniță ne îndeamnă să fim mai eficienți în cheltuielile pentru alimente, deoarece dacă nu am risipiate de mult, banii economisiți ar fi suficienți pentru plata tuturor facturilor.